Școala din Humulești. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion Luca, după amintiri din copilărie de Ion Creangă. Câteodată și mi-aduc aminte ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre. Pe când începusem și eu, drăguliță doamne, am ridicat băiețaș la casa părinților mei, în Humulești din Târg, drept peste Apa Neamțului. Sat mare și vesel, împărțit în trei părți care se țin tot de una: Batra satului, Delenii și Bejenii. Și apoi Humulești de pe vremea aceea nu erau numai așa un sat de oameni fără căpătăi, ci sat vechi, răzășesc, întemeiet în toată puterea cuvântului, cu gospodari tot unu și unu, cu flăcăi voinici și fete mândri, care știau a învârti și hora, dar și suveica de vuie satul de vatale în toate părțile. Și pentru că pomenii de flăcăi și fetele din sat, trebuie să vă spun că la Humulești torc și fetele și băieții și bărbați, și se fac multe jiguri de suman, lăi și din oaten, care se vând și pânură și cusute, și acolo pe loc, precum și la iarmaroașii în toate părțile. Cu asta se hrănesc mai mult humuleștenii răzăși fără pământul. Și dacă în Humulești torc și fetele și băieții, apoi ei nu se nășteau învățați, ci o luau cu deprinderea de mici. Și în sat, mai ales iarna, lășile se țineau în lanț, iar copiii se cuibăreau într-un colț de odaie și dădeau cu o sârdea să se întreacă la tors, la pieptănuș, la nevedit, la făcut țef cu sucala și la tors cu roata. Sino, mai du-te cu fusul la horă. Păi de ce? Că fusul aici la clacă nu ți se învârte. La horă poate mai învață. Nu mai cot-codăci ca o găină când se scoală de pe cuibar. Ai tors cavai de capul tău și te lauzi crind pe alții. Măi, Ionică, Ionică, n-auzi tu? Aud, mamă. La drăcâinii, ia vezi și nică, eu nu pot lăsa țăsutul. Mamă, eu nu mă duc, să se ducă Zahăi. Nu pot lăsa țăsutul. Ei, apoi tu, Ionică, până nu-i găsă prișină, să-i sprăvești țăvii asta. Zahăi mai degrabă poate lăsa pieptănușul. Ei, acu te-o prins, Zoru. Zahăi, n-auzi tu? Zahăi, n-auzi, te strigă mama. La drăcâinii. Bună vremea harnicilor. Treaba, hai. Sărmâna. Sărmâna. Bună ziua, Moș Creangă. Sărmâna. De la Piperic, Moș Davide. De la Piperic? Dar unde-i maică ta, Ionică? Uite-o, vine. Cum e vremea pe la Piperic, Moș Creangă? Ca pe aici. Ei, smarandă. Toată casa e vânzolită de hărnici. Sărmâna, tată. Stai să te sărut. Că pe drăgușorii tăi i-am salutat. Bunica-i sănătoasă. Mama și face. După naravul ei, gospodărește. Și-mi toacă urechea cu vorba și plânsul. Se tot gândește la năcazurile tale cu atâția copii și se întreabă cum o mai duci. Păi da, o duc și eu după cum ne vrednicia. Dar unde-i Ștefan? La târg. Acu și acu și trebuie să pici. Apoi hai în și aia parte la țăsutul tău, să nu te zăbăbesc. Da, poftim, tată, poftim. Caterina, ia un scaun pentru bunicul tău. Da, poftim, bunicule, poftim, stai gole. Așa, fetico. Mulțumesc. Da, tu, Ionic. Eu, bunicule? Ești cu minte, harnic. Cu toane. Da,
Știi să torci, măi? Știe, știe, știe. Seara întrecere cu fetele mari. Când se pornește, apoi n-am ce spune, se spornește. Fetele l-au poreclit. Ion Torcălău. Bă, tu le-ar să le bată. Așa să o întorcă nou, hai. Dar și eu le-am găsit porecle. Și vorbești. Ileana Zăbavă, Toderița Mălăiețu. Fiecare după cum îi merg degetele pe fus. Ce zici, Smarando? I s-o stârni băietul îndrăzneala. Adică ele să-mi zică Ion Torcălău și eu să nu le găsesc vorbă potrivită? Bine, bine, așa e la clasă. Gluma e glumă. Și gluma înseamnă sănătate. Da, cu obrăznicile, cu moduși. Așa că nu răspunzi? Dar eu de pe nas cunosc adevărul. Și azi mi-au făcut copiii una. Ce anume? Am pregătit o oală mare cu sarmale pentru tineri, de, după cuvința ospeții. Și sarmalele fără smântână... Nu-s de casa unor gospodari. Am lăsat oalele cu lapte să se prindă bine. Am zis, iau smântâna când o-i da sarmale. Când să le dau, mă duc la oale. Ies marandă o smântână dacă aici e. Au mâncat-o tot. Eu, mamă, eu nici atât. Hai, hai, eu nu zic nici Ionică, nici Zahiei, nici Catrina, nici ceilalți mai mărunți. Poate că au luat stricoaicele belșugul de la vaci. Doamne, prinde-l voi strigoiul și ala odată la oala cu smântână și apoi lasă. Nănașa din grind are să-i știi de știri. Din olor puteți scoate din mâna mea tot neamul strigoilor și al strigoaicilor din lume. Să cunoaște el strigoiul care a mâncat smântâna, de pe limbă. Eu zic că nu. Urât mi-a fost în viața mea omul viclean. Drept să spun, dragul mamă. Bine, spune mai câta, mă, Ionică. Eu tot gândesc că nu-i fi tu strigoiul care smântânește oarele. Nu, zău, crede-mă, bunică. Bine ar fi să fie așa. Că uite, tu ești cel mai mare dintre copii. Și nădejdea părinților și a fraților tăi să cade să se sprijine pe tine. Tocmai mă gândeam și bine ar fi să mergi la învățătură, să te faci tu om mai osăbit, la vremea ta să ajuți și părinții și frații. Ei, tată, tată, păi inima mea gândește la fel. Dar parcă nu îndrăznesc să spun. Că vezi, învățătura la școală se face cu greutate și cheltuială. De, să fim sănătoși, Smarando. Că de greutăți nu scapă omul. Ori de-și dă copilul la școală, ori de nu-și-l dă. Ei, da, așa-i. Dar vedeți, umuleștii voștri, școală nu e. Ba la noi s-a pornit treaba. S-a făcut o chilie pentru școală. Și dascălul Vasili se pare că va fi și dascăl la copii. Da. Apoi, dacă am venit aici, nu am sfătuit și de asta. Ia, ia, voi copii, n-ați văzut pe bunic tu. Hai la treabă. Hai, mai stăm. Treceți la tor și la făcuțe. Hai. Mai stăm. Dar oamenii mari mai au și altri de dipanat cu vorba și nu-i de urechile voastre. Hai, duceți-vă, duceți-vă. Mai rămâi la noi, bunicule. Mai rămân. Și de aflu lucruri bune despre voi, am ceva în dăsaci. Acum duceți-vă, cum vă spune mama. Hai, hai să mergem. Așa. Ei, dragă Smaranda, cât ne-a mai îngăduit bătrâneța și eu și maică ta, ce avem mai bun de făcut decât să te ajutăm? Tare aș vrea ca Ionică să se facă popă. Numai decât popă. Să știi și el o leacă de carte, că popia are multe năcăfane. Dar băietul are țire de minte. Are, să vezi cum prinde tot ce aude. Asta înseamnă că are să învețe ușor. Dar la lucru se îndeamnă? Se îndeamnă. Asta e. Dacă îi place munca, înseamnă că are viață întrânsă. Are să învețe, n-ai grijă. Și a fi cinstit și ajutor casei. Ia n-auzi. Ionică. Păi glasul lui e mai tare. Le povestește celorlalți copii. Poveste o știi de la dumneata. Și eu o știu de la bunică mea. Capra cu trei iezi. Copiii nu se mai satură de ea. Ei știu pe de rost stihurile din ea. Le place. Păi cum să nu le placă? Povestea nu rămâne poveste în gura oamenilor, de când place. Firește. S-o izvodit că i-a plăcut cu i-a scornit-o întâi și-a rămas pentru că i-a plăcut cu i-a ascultat-o. Eu l-am auzit pe Ionică de vreo două ori. Dar nu știu cum, dar parcă a doua oară când a povestit-o, capra cu trei iezi,
O potrivit vorbile mai altfel ca întâi. Și cădea povestea mai frumos. Asta e semn că tragea om de carte. Sunt și eu ceva penit, Ionic al meu. Și eu ca femeile. Apoi, dragă Zmarandă, tu cu sufletul tău de mamă. Lupul era dușman, dușman prefăcut. Iedu cel mare, nătâng și neastâmpărat. S-a lăsat prins de prefăcătoria lupului. Că de era mai înțelept, nu se îngânfa și asculta de sfatul iedului celui mic. Nu-l mânca lupul. Așa e, smărândiță, dar și iedul mijlociu, poftim. Deștept la început s-a prostit pe urmă. S-a ascuns și apoi s-a dat de gol. Îl păștea păcate și îl mânca spinarea sărăcuță. Toată pasărea pe limba ei pierde. Dar... mie nu-mi place povestea. De ce? Eu, dacă eram mama iezilor, nu mă țineam numai să-mi plâng copiii. Cam ce făceai? Făceam ce făceam și mă răzbunam pe lup. Păi da. Auzi, să-ți mănânce iezii și tu nu mai să plângi. Firar afurisit de lup vrăjmaș, n-aș fi avut odihnă până nu-i scornea mâna să-i văd pielea șoric negru pe jar. Apoi, smărândițo, dacă voi nu m-ați lăsat să-i spăvesc povestea... Ce? Nu-i gata? Păi tu, dacă ai simțit că mai lipsește ceva, trebuia să mă îndemni. Un cărbune și un tăciune, spune, moșule, hai spune. Atunci... un cărbune și un tăciune, spune Ionică, spune. Un cărbune și un tăciune, spune Ionică, spune. Hai înșiră-te poveste, că înainte mult mai este. Și aflând toată întâmplarea de la iedul mezin, capra își înteți mânia. Ia las că l-ai învăța eu. Dacă mă vede că s-o vădană sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și ar voi să mă pună la pastramă. Nici o faptă fără plată. Ticălosul și mangositul. Apoi, dar eu nu sunt de acele de care crede el. Stai cu metre, că te-o-i dof zălaie. Cu mine ți-ai pus boi în plug. Apoi ține minte că ai să-i scoți fără coadă. Și de atunci căuta ea vreme cu prilej ca să facă pe obraz cu mătrul lup. Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene cum să dreagă și ce să-i facă. Ia acum i-am găsit leacul. Și așa zicând, pune poalele în brâu, își suflecă mânecele, ațâță focul și se apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face aliuvenți, face pasto cu smântână și ouă. Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Umple groapa cu jerate și cu lemne putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă din uiele numai înținată și niște frunzari. Peste frunzari toarnă țărână și peste țărână așternă rogojină. Și deasupra potrivește un scăunaș anume pentru lup. Pe urmă lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cumătrusul și să-l poftească la prast. Merge ea cât merge prin codru până ce dă de-o prăpastie grozavă și întunecoasă. Și pe o tihăraie dă cu crucea de lup. Bună vreme, cumătru! Bună să-ți fie inima cu metre! Ce vânt te abate? Mi-a ucis nu știu cine iezi. Și datoria mea e să le caute suflet. Am făcut și eu un praznic și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu metre, ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătră, dar mai bucuros eram să mă chem la nuntă. Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cu mătră. Ia poftim cu metri și scolea o leacă să spătezi. Capra răstoarnă sarmalele în strachină și le pune lupului dinainte. Atunci lupul începe a mânca lacom și
Gogâns, 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 gogâns. Îi mergeau sarmalele întregi pe gând. Și cum o spăta? Deodată, bum! Cade fără sine în groapa cu jerafa. Bine afară, așa-i trebuie, așa-i afară. Maleau cu mătră, talpile mele. Mă rog, scoate-me că-mi arde inima. Tu-ți mai faci atâta o zândă cu mine. Marte pentru Marte, cum ai trăi? Arsură pentru arsură. Că mi-a iar și mie inima după iezișorii mei. Și auzind caprele din vecinătate de una ca asta, tare le-a mai fărut bine. Și s-au adunat cu toate la privechi. Și unde nu s-au așternut pe mâncate și pe băute, veselindu-se împreună. Așa? Și v-am spus povestea așa. Ionica a venit, dai tu! Bine a venit, tata! A venit și bunicul! Ce vorbești, băi? Hai să mergem, băi! Hei, hei, hei! Să rămâna, tată, socule! Bine ai venit! Hei, 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 hei! Tu, Ștefane! Ce mai vezi poveste? Bine v-am găsit! Soacră mea! Apoi, femeia cu bătrâneța, hâra, hâra! Unde lăsăm? Tocmai vorbeam cu Smaranda și ne potriveam la gând. Ce anume? Păi, ce-ar fi să-l dăm pe Ionic al vostru la școală? Asta era. Cât de-a învăța, ajunge om, mai acătări și-a fi de ajutor și vouă și fratul lui. Ce școală, ce ajutor? Păi dacă e vorba de ajutor, are de ajutat pe lângă casă. Să pască și ei cârlani, că la treabă se pricepe. Dar vezi, numai că e cu toane. Când se ia cu alții străini, harnic. Când rămâne de capul lui o tigoare de băiet cu băiți și leniști, n-are perechi. Bate prundurile după a scaldat toată zurica. Dai copil, mă. Ce copil? Unde-i văzut babă frumoasă și băieți să nu-i placă scaldatul? E, bună învățătura la om. Și de-a învăța Ionică, lauda lui a fi și lauda părinților. Băi, dacă ar fi să iasă toți învățați după cum s-o cotești, n-ar mai avea cine să ne tragă și botele. Hei, asta e. Dar oare Grigorea lui Petre Lucă de la noi din sat? Pe la ce școli o învăța de știa spune atâtea snoave și urări pe la anunț? Măi, bărbate, eu vreau ca băiatul meu să învețe carte. Ce ai tu? Ei, lasă-l om de treabă și gospodar în Humulești. Că de-o învăța și baftă e. Doar să ai și-i spune logofete brânză în cui, lapte altul în călimări, chiu și vai prin buzunări. Vreau să-mi fac băietul popă. Da și fișor tocal ca popă? Nu-l vezi cât îi din asta împărat? Și toată ziua îți chinui sufletul până zdrăvănile lui. Ziua bună să cunoaște de dimineață. Dascăl bun să aibă și sfat bun de la părinți. Copilul îi capuiețul sădit în livadă. Îi pui alături par și legi să înalță drept. Iar de-l lași în voi, crește ca în nevoi. Apoi eu noi cheltui. Am atâția copii și de noi pune mintea cu învățătura lor. Unde ajung? Socotiți, școală în sat n-avem. Să-l duc la naiba, un alt sat, cheltuială. Gazdă, cheltuială. Dascălă ce l-o avea, îți cere cât mama dracului. Am auzit că se cer câte trei husași pe lună. Auzi vorbă. Păi nu faci băietul ăsta atâția husăși cu straicul tău? Sărmane omule, dacă nu știi boabă de carte, cum ai să înțelegi? E, parcă tu știi. Mamă, tată, bunicule, părintele Ion și bădița Vasile! Noroc și voie bună! Vinic-o, vinic, s-o nimeri pentru sfatul nostru. Bucuroși de oaspeți! Da, bucuroși, cum nu? Apoi cu bună ziua! Bună să fii! Da, ia poftim, poftim! Mulțumesc. Vrem să stea și pe ziua. Când o veni vremea. Bine, n-ai grijă. Apoi v-am stârnit de la treabă. Nu-i supărare. Da, din potrivă. Bucuroși de oaspeți la orice vreme. V-am stârnit de la treabă, dar tot pentru treabă am venit. Și eu și dascărul Vasile. La ce treabă?
Apoi satul nostru a ridicat o încăpere pentru școală. Cum dumneavoastră aveți copii, ne-am gândit că nu vă va cădea sălă să-l dați la carte pe Ionică. Tare bun băiat-i, ține isonul la strană și arată tragere de inimă la ceaslov. Să vă spună și bănița Vasile, da. Așa-i, mă tot întreabă, asta ce puteți? Băi, cum credeți că nu ne-am dat copilul la școală? Dar îl dăm cu dragă inimă. Ba, eu stau să gândesc, să mă socotesc. Păi, sfinția ta, îi fi vrând școală, fiindcă ai nevoie de izonar la biserică și ajutoare la slujbă. Să sitească, să-ți cânte la strană, să-ți pregătească cadelnița, să meargă pe la ajunul. Dascălul Vasile să nu se supere, e în casă la mine. Dascălul Vasile decât să se însoare, să ducă greu gospodării, să meșterească ceva, să câștige așa ca mine și ca oricare alt humuleștean. Dumnealui vrea să stie în scaun, să nu se ostenească la muncă, ci numai să dea din gură, mai domol sau mai țăpat. Cu ajutorul aceștia și cu ajutorul nuielii, să spună că învață copiii. Iar de la fiecare om să bage la buzunar câte trei husări. E, păi la așa tocmeală m-aș prinde și eu. Așa că, vedeți, părintele are folos din școală la biserică. Dascălul Vasile are folos la buzunar și la huzureală. Dar eu cu ce mă aleg? Băietul crește și tocmai când să-l am de ajutor, el își rupe tălpile pentru rostul străin. Apoi, bade Ștefan, uite că n-ai dreptate. Ba, am și răsam. E, hai să zic, cu mine ai dreptate. Dar pe dascălul Vasile să nu-l nedreptățești. Dacă dumneata ai auzit că în alte părți dascălii de școală iau câte trei huseși pe lună, iată că Vasile al nostru nu o să ia decât unul. Așa-i, Vasile? Așa-i. Bun, tineri, bun. Auzi, Ștefane. Și omul, dacă nu se însoară, e tocmai ca să n-aibă gospodărie grea, să-și închine viața școlii, să o vadă pornit. Bine, așa o fi. Dar nu văd ce folos trag eu din toate astea. Nu te gândi la ce folos tragi dumneata. Dumneata ești tată. Gândește-te la folosul copilului, nu la folosul dumitale. Școala e lumină. Ai dreptate, dascăle de Vasile. Pentru om n-ajunge lumina soarelui, mai trebuie și lumina învățăturii. Ei, mai lăsați-mă, da. Cum trăiesc și eu și femeia și cum au trăit și părinții, gospodari cinstiți de toată lumea, apoi o trăiesc și eu, adică om în satul lui și fără cap. Mă gândesc că un om muncitor ca dumneata sta alături, n-aș vrea să trec de om care bârfesc. Știți dumneavoastră cine mârâie împotriva școlii? Știi dumneata, bade Ștefan, cu cine te iei de mână? Cu cine? Cu crâșmarul satului, Petrea Tudosică-i. Da, crâșmarul satului n-are nevoie de oameni luminați, că ei fug de cârciumă. Te iei de mână cu vornicul Nica Petrei, că vornicul face negustorie cu hurta, cumpărând de la oameni de aici ieftin și vânzând în altă parte scump. Vornicul n-are nevoie de oameni luminați, că altfel nu i-ar putea înșela. E asta. Și ești alături de popa Oșloban din capul satului. Nici el nu vrea școală, că vrea ca oamenii să rămână fără lumină și să-i înmulțească veniturile lui din slujbe, care mai de care ieșite din zodia diavolului, că popa Oșlobanu învârte rugăciunile pentru toate parascoveniile și vin proștii la dânsul ca la vrăjitoare. Ai văzut cu cine ești alături? Vai, Ștefane, dar nu ne fă de rușine casă. Dă-ți băiatul la școală și de-ți pierzi din ajutorul casei. Lasă, te-i ajuta eu. Dă băietul la școală, măi, Ștefane. Nu te îndupleci, bade Ștefane. Hai, înduplecă-te. Hai, bărbate, dacă ai ști cum îl aștepi Ionică să vii de la școală, să-mi spună și mie, să mă învețe. Să prind lumina de la copilul meu. Apoi tu, mă, vreau să citesc. Și de-i citi puțin, mi s-or păre lumini de stele. Și de-i citi mai mult, mi s-a păre lumina lumii. Și de-i fugi cu ochii, înțelegând rând după rând, mi s-o păre corăsărit soarele în mine. Ștefane, înduplecă-te. Dă băietul la școală. Să-l trecem în catastif? Da? Hai, Ștefane. Da. Scrie. Scrie, dascăle Vasile. Ia ca scriu. Ion, cum să-i spunem la școală? Păi, cum să-i spuneți? E flăcăul meu. Dacă pe mine mă cheamă Ștefan lui Petrea,
Pe dânsul l-a chemat Ion al lui Ștefan al lui Petre. Prea lung spus. Atunci Ion al lui Ștefan. Tot omul trebuie să aibă un nume de familie. Lui Moș David îi zice David Creangă. Dacă lui nepotosul i-ar spune Ion Creangă, ar mai fi cum ar mai fi. Ea nu mai umbla să stricase obiceiul. Copiii se numesc cu numele dinspre tată. Ca să fie pe-a dumitale și după rostul școlii, să-l scriem pe fișorul dumitale Ion Ștefănescu. Așa-ți place? Ion al lui Ștefan... Ion Ștefănescu. Bine, Ion Ștefănescu. Ion Ștefănescu, fiul lui Ștefan al Petrii și al Smarandei Creangă. Obrusniceala asta? Aici e școală sau clacă? Smirna! Jos! Smirna! Jos! Păi v-am lăsat eu cât v-am lăsat în apele voastre să nu vă speriez de școală. Dar acum se cheamă că sunteți școlari întemeiați? Nu se învață cartea cu zburda. Abia mi-am întors spatele să potrivesc tăblița în crăcană și voi haști la ghidușii. Trebuie schimbată socoteala. Smarandiso! Ce bătiță, Vasile? Nu mai gura ta nu se mai astâmpără. Te răsucești pe scaun de parcă ai ghieri. Nu te face Nica Petri, îi face cocoloașe. Eu stau cu minte. Ca câinele lui Melinte. Dar să nu crezi tu, dacă ești fata popii și eu îți dascăl, că tu ai toate îngăduirile. Nu, dar dacă nu-mi te face? Dacă tu ții nasul la purtare, apoi cum o mai putea stăpâni coșmarul ca Nica Petri sau toadera ca Dicai, sau Mogorogea? Stai jos! Și să nu te auzi, mărcăind. Ce te-ai auzit? Mă, Gricanule, Nica Petre, stâmpără-te și tu. De mă scos din sărite, ia seama ce-i trage o bleandă să n-ai cu ce te obloji. Ce râdeți, bă? Ce râdeți? Dacă vorbesc pentru Nica Petre, vorbesc pentru toți. Hai să trecem la altă buchi. Că de-o merge tot așa încet ca râma, nu mai ajungem noi la ceas lovne, cum la psaltire. Căscați bine ochii. Asta-i buchea. Ce buchea am învățat ieri? Naș. Asta nouă se cheamă, uitați-vă, parcă e un scaun fără spetează. Asta se cheamă pacoi. Cum se cheamă? Pacoi. Stai. Nu e bine. Nu toți spun bine. Ion Ștefănescu, cum am spus? Pacoi. Așa, vezi. Așa. Spuneți cu toți. Pacoi. Încă o dată. Pacoi. Și încă o dată. Pacoi. Așa. Acum uitați-vă aici. Ce buche e asta, că am învățat. Tu, mă, din fund, care te tot scarpi, nu-i fi având răie. Mogorogea. N-am, bătiță, n-am. Nu te-ai fi scarpit în degeaba. Hai, spune. Ce buche e asta, ca un covric? Bun. Smarandiso, nu te-am întrebat. Ce-i scormoniș la limba? Așa, bun. Stai jos, Mogorogea, și când te scoți să iei seama, erai să spargi tavanul cu capul. Că ești lung până în post și prost ca oaie. Ca berbec! Ce berbec? Mă, Voian, ia vezi să nu te berbecesc eu după ceamă. Că și tu, ca și Mogorogea, nu se prinde cartea de voi ca apa de gâște. Ia citi. Asta e litera pacoi. Alături, on.
Așa. Ține bine, mă, trăcanele, cu domnița, că nu ți-a intrat de-a blaua în degete. Ține așa, să vadă tot. Pacoi e P. Și on e O. Pacoi și apoi on. Po. Și dacă mai pun un pacoi... Așa, și dacă mai adaug ce buchea asta care o pun alături? Azi! Atunci? E așa, popa! Părintele! Bună ziua, copii! Stați jos! Pune scaunul acela acolo. Așa. Acolo, în vederea tuturor. Un scaun lung. Ce pentru noi? Ce-l pus în față? Ați început învățătura de carte. Frumos lucru. Vedeți, frumos, frumos. Dar omului câteodată îi se urăște și de frumos. Am auzit că unii ocolesc calea dreaptă a învățăturii și o iau pe de-alături. Ce mi-am zis eu? Dacă unii fac sminteală de la calea învățăturii, să-i ajutăm noi să meargă cum trebuie. Și pentru că școala au ridicat-o oamenii în poarta bisericii și biserica are hramul Sfântului Nicolae, gândit am că ar fi bine să punem școlarii sub paza milostivă a Sfântului Nicolae. Și care dintre voi slăbește la datoria cărții? Să cerem ajutorul cel de mare preț al Sfântului. Și iarăși, pentru că învățătura trebuie să meargă cu zor, pentru copiii mai molcomi să le dăm alt ajutor, decât cu pasul târâș grăpiș să meargă în goană călare. De aceea am făcut acest scaun lung pe care l-am botezat Calul Bălan, că scândura e nouă și albă. Și Calul Bălan l-a purtat în goană pe cel molatic la învățătură. Iar Sfântul Nicolae, uitați-vă, l-am adus învălit ca pe o sfântă moaște, în ștergar de in, bățui de corn, gros, să țină. Iar curelușele împletite sunt făcute cu o sârdea cojocarului satului, Moș Fotea. Ei, vă place? Da, de ce? Ce v-ați întunecat așa, copii? Că doar biciu nu l-am adus pentru voi. Voi sunteți copii cu minți și harnici. Vi dragă învățătura, nu ca câinele alinge sare. Calul Bălan și Sfântul Nicolae nu mai așa, că de-o veni vreun școlar nou cu năraburi de aiurea. Dar voi, voi nu aveți a vă speria nici de cal și nici de sfânt. Nu vă mai holbați unul la altul. Și acum, bădițe dascăle... Spune, părinte Ioane. Ia cu toată grija în primire calul. Știi să mâni calul, a? Știu. Și ia cu toată cuvioșia pe Sfântul Nicolae. Caută un cui pentru el. Să-l aibă în privire tot, să nu-l uite. Uite acolo. Bine, bine, bine. Și vezi, poftește pe Moș Fotea. Dacă i-or mai pica ceva cu rele bune, să mai facă așa din când în când câte un Sfântul Nicolae, ceva mai grosuț dacă se poate. Și acum, astea puse la cale să pun pravilă. Să o urmez, bădiță Vasile, cu sfințenie. Și copii? Și? Ascultați, ascultați! În toată sâmbăta să se procitească băieții și fetele, adică să asculți pe fiecare de tot ce a învățat peste săptămână. Și câte greșeli va face, să-i le însemne cu cărbune pe ceva. Iar la urma urmelor, de fiecare greșeală să-i ardă școlarului câte un Sfânt Nicolae. Cine râde? Smărândița! Cum? Tocmai tu, smărândiță? Smărândiță! Ce crezi tu, că dacă ești fata mea,
Poftim pe Bălan Jupăneasu. Să facem pocinoc Sfântului Nicolae. Că nici n-am apucat ala târna în cuișul și punem la treabă. Ei, tată, părinte, ei fată bună, ca sprințare, dar unde? Iartă-ți, măi! Ai, iartă-o, părinte. Nu, Vasile, nu! Dacă o iert eu, fac începutul cu iertarea și mă dau de rușine față de copiii ăștia. Hai, hai, smărândiți-o! Hai, hai, hai! Iartă-mă, tată! Iartă-mă! Nu te mai sclifosi de pomană! Întinde-te pe Bălan! Haide! Așa! Și acum să-ți scuturi catrința până ți-o trece mintea la cap! Iarna a trecut și în chilia durată, predicată de humuleșteni, am urmat cartea cu învățătorul nostru, dascălul Vasile. Dar iată că la cârciuma din sat se petrec misca îi va pune la cale. Cârciumarul Petra Tudosicăi, Popaoș Lobanu și vornicul satului Nica Petrii s-au adunat împreună. Ia blagoslovește, părinte, și o ca asta de vin. Așa, 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 așa. Și pastrama asta de capre. Da, 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 da. Comercialalte se meargă să este. Și uite așa, mi se strică satul. Și asta o spun eu ca vornic al satului. Cine trebuie școală în sat? Așa e, așa e. Așa e, așa e. Ce zici, părinte Oșloban? Ca să-ți meargă popia, e nevoie de școală în sat. Ba, că dacă o-i face școală, apoi chiar că nu mi-o merge. Oamenii s-au luminat și nu mai alerga pe la cele și tani de dioc, de scânti și de înțărcatul vacilor, de luarea manii la câmp, de dragoste. Hai noroc, hai noroc. Orai, ce facem, vornice? Stăm și ne văicărim de pomană. Păi dumneata ești cu puterea în sat. Ce pot face eu? Dați-mi un sfat. Școala nu o poți închide? Asta e prea cu ochi. Atunci, eu zic așa. Inima școlii e dascolul Vasile. Dacă e inima școlii, școala nu are. Ați priceput? Am auzit că se dă zor de la stăpânire să se facă oaște cu moldovenii. Adevărată e. Așa e. Ia-o pe drum ăsta. Că bine zici. Devine poruncă de la isprăvnicie pentru oaste. Îl prind cu arcanul pe Vasile. Stai, Boris. Cum îl prins? De acasă nu-l poți lua. Din biserică, de la strană, nici atât. Când e cu părintele o împrinsat, iar nu poți. Din școală, iar nu. Stai să s-o bătere. Las că mai pricep eu la un vicleșug. Atunci, hai noroc. Băi, dar voi ce tăceți când avem așa musafir? Thank you.
tare. Haideți, deschideți ceasoavele la ceasul al nouălea. Auziți? Da, auziți. Ceasul al nouălea. Ceasul al nouălea. Bună ziua! Bună ziua! Ah, dar cu ce prilej vorbi cu satului la noi în școală? Mm. Vrei să vezi cum citești școlarii? Poftim scaun! Ba... Șezi! Mm. Yeah. Citim ceasul al nouălea. Ba, că nu mi-i de ceasul al nouălea. Vin să vă aduc o mare bucurie. Mare? Trece Maria sa vodă la mănăstiri. Maria sa? E, și avem o treabă cu dumneavoastră. Drumul de intră în sat, ori de iese, n-a pus nimeni piatră să o bătucească și stau grofile așa, de să mergi ca prin străchi. Și careta domnească de s-o legăna prin ele, apoi o fi cu mare rușine satului nostru de gospodar. Și ce putem noi face? Păi să aducă fiecare școlar ce poate. Târnăcoape, sabe, ciocane de spar piatră, tărăboanță. Și dumneata, dascăle, cu ceata școlarilor, să ieși dincolo de jităria statului și să tocmiți drumul, nu? Așa o face. Eh! Copii, ați auzit ce a spus vorticul satului? Da! Mergem! Mergem! Eu aduc o tărăboanță! Lucru trebuie făcut de îndat. Că odată ne trezim cu vodă. Ei, dascăle, când te văd la lucru? Mâine dimineață pornim claca. Hai că soarele e la mine! Haideți, bă, uite, vin mamele cu de mâncare! Parcă mi-au mas soarece-n pânte. De aceea te tot dai pe lângă lăutate. Uite, vine maica ta. Și mama dumitare. Să vine sănătoasă. Aleargă mai bine la maica ta. Să lumina, mamă, să lumina. Care cum vă vine cu de mâncare, lăsați lucru și mâncați. Lasă-le! Noroc bun! Ai adus de mâncare? Mâncare, dragul mami! Unde te așezi? Colea! Am trecut pe lângă jitărie. Și? Pătaful... Pândește să vadă ce-i spravă facem. Face el ceva. L-am văzut cu doi străini din sat, cu vătămanul și doi masili boierici. Nu te gândi la rău. Acum îi toate peste cap. Trece vodă. Ei, după cum vorbeau, dă. Tare mani dumerii căutătura și șoftotul lor. Bună ziua, băieți Vasile. Ei, cum merge treaba? Copii, parcă-ți năzdrăvați. Ai adus mâncare lui Ionica? Adus. Păi poftim, colea, împreună. Mulțumesc, dumitate. Atunci ne-am înțeles. Voi vă faceți că treceți. Vă opriți o clipă la lăutari. Pe copiii alung eu. Voi patru. Unul izvârle arcanul în cap, apoi legați burduf. Așadar, vătămane, pornim. Neata, vezi, ascunde bine arcanul, să nu simțească. Vasile o ia pe câmp. Poftă bună, poftă bună, eh? E, merge, merge, eh? Mulțumim, merge, cum să nu meargă. Bine, dascăle Vasile. Toate astea sunt cinstea lui Vodă, eh? Înseamnă că Vodă ți-i drag. E, da, o fi, dar Vodă trece odată, iar satul rămâne pe veci. Da, ce se zgâiesc cu oamenii cei la noi? Și că, da. Se minunează și ei de isprava școlari. Păi ascultă și ei lăutari. E, dumneavoastră, care vă zăboviți cu lăutare. Vă place sat de gospodar? Până și copiii trebăluiesc pentru nevoile satului. Ia poftim, poftim.
Uite, aici e dascălul Vasile, dascălul școlarilor, iată, acesta. Să fie sănătos. Bună ziua. Bună ziua. O argană la o știre. L-a prins pe Mănița. Păi să nu lăsăm băiți să ne Băncălui femeie, feciorul iubește pe Vodă și merge la oștirea lui Vodă. Articălosul! Lăsați-mă! Așa să iau flăcăi la oștire? I-ai făcut-o, bătafe! Nu te mai încurca cu școala, dar acum mergi lângă Vodă. Nu, nu, să nu lăsăm pe Vodița Vasile! Nu lăsăm! Hai să ne părăsești! Mai băieți, dezlegați-l pe Mănița! Nu, băi, plodurilor! Băieți, acuși vă cotorogeți cu ceva! Care arde de școala voastră? Hai, bă, tămâni, ia-o înainte, să-l trimitem la isprăvniști! Și așa a luat sfârșit învățătura mea în satul meu de naștere, cu Mulești. Apoi am fost drumeac prin alte școli, la Broșteni, apoi la Târgu Neamț, la Folticeni, iar la Târgu Neamț și iar la Folticeni. Și aici abia am început să port numele de Ion Creangă. Să fi fost asta prin 1855. Că la toată învățătura mea am avut dragostea și sprijinul bunicului meu, David Creangă. Apoi, venind acasă de la Folticeni, am plecat iarăși la școală, la Iași, la Socola. În sfârșit, ce mai atâta vorbă pentru nimica toată. Ia, am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi. O bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, n-am fost niciodată. Ați ascultat Școala din Humulești, prelucrare și dramatizare radiofonică de Ion Luca, după amintiri din copilărie de Ion Creangă. Povestitorul Constantin Moruzan. În distribuție Ștefan Ciubotărașu, Maria Vauvrina, Sandina Stan, Sandu Sticlaru, Nene Matei, Valentin Plătăreanu. Regia artistică Constantin Moruzan. Înregistrare din anul 1953.